Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la o nouă emisiune Calea Adevărului și Viața, pe care vă propunem și astăzi din studiul Alfa Omega. Avem alături de noi pentru a discuta astăzi un subiect interesant, înțelegerea vremurilor. Avem alături de noi pe domnul Petru Bulica, teolog, slujitor într-o biserică evanghelică din Timișoara. Bine ați venit, domnul Petru Bulica. Bine v-am găsit. Silviu Rogobete, șeful departamentului de politologie de la Universitatea de Vest din Timișoara. Așadar, subiectul acestei emisiuni, înțelegerea vremurilor. Domnul Silviu Rogobete, haideți să începem. Prin ce ați caracteriza pulsul spiritual al Europei? Cam care ar fi tendințele în ideologia contemporană în Europa? Sigur, suntem la emisiune creștină și ne-ar interesa foarte mult o perspectivă creștină asupra tot ceea ce discutăm în emisiunea de astăzi. Întrebarea dumneavoastră referitoare la o ideologie dominantă în Europa poate fi abordată din mai multe puncte de vedere. Funcție de punctul de plecare vor veni și răspunsurile diferite. Dacă ar fi să discutăm în termeni aceștia pe care i-ați introdus din început ideea de ideologie, putem spune că suntem într-o Europa care pretinde a trăi, a se mișca într-o lume post-ideologie, într-o lume în care ideologiile, marile ideologii au dispărut, sunt înfrânte și au demonstrat incapacitatea, incoerența, incapacitatea de a construi ceva. Și în aparență, ideologia în sensul acela tradițional al cuvântului este un termen desuet. Vorbind în mod concret, practic, este evident că nu putem să considerăm că un sistem economic, politic, social, cultural, religios poate funcționa fără idee și fără fundamente ideatice. În sensul acesta, cred că nu putem să discutăm despre o Europa post-ideologii. Din contră, trăim într-o Europa în care ideologiile cele multe par a converge într-o singură ideologie la urma urmei și aceasta cred că este dată de ceea ce în termeni tehnici se numește ideologia fundamentată pe drepturile omului. Drepturile omului este conceptul care, într-un fel, adună împreună toate celelalte ideologii. Dacă ne uităm la exercițiul politic al Uniunii Europene, vom observa că întreaga structură, întregul construct european se centrează pe această ideologie a drepturilor omului. Pentru cei care cunoașteți, e cunoscut faptul că în interiorul Uniunii Europene există o Curte Europeană a Drepturilor Omului care are o Convenție Europeană a Drepturilor Omului de câțiva ani buni, de prin anii 50, care se tot modifică, se tot adaugă protocoale la ea, însă este o convenție care există. Este foarte interesant de văzut faptul că noua Constituție, Constituția Uniunii Europene, de fapt, este centrată, fundamentată aproape în întregime pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Specialiștii spun că această convenție își va pierde utilitatea datorită Constituției noi, care nu face altceva decât să preia întreaga ideologie din spatele convenției și să o plaseze ca fundament al Constituției. Iată, deci, putem vorbi despre o ideologie pe care se fundamentează constructul european. Aceasta este dată de problematica drepturilor omului. Răspunsul, dacă ar trebui să vină din perspectivă spirituală, ce înseamnă lucrul acesta, ce implicații are lucrul acesta pentru viața spirituală a europeanului, ar fi greșit să venim și să spunem că implicațiile sunt totalmente pozitive sau totalmente negative. Încerc întotdeauna să evit răspunsurile în termen de alb și negru și aș începe cu partea pozitivă a fundamentării pe un asemenea sistem și aș spune că sunt mult mai fericit să știu că sunt în siguranță la adăpostul unui sistem juridic, un sistem legal fundamentat pe drepturile individului și nu mai sunt la îndemâna oricărui totalitarism posibil la nivel național. Astăzi, dacă avem o problemă cu sistemul juridic național din care facem parte, noi, țările care suntem membre sau vom intra în Uniunea Europeană, România fiind deja semnatară la această convenție, știm foarte bine că dacă epuizăm toate mijloacele juridice ale sistemului național, putem apela la Curtea Europeană și avem încă o șansă ca problema să ni se rezolve. Iată un avantaj imens, un avantaj care într-un fel ne scapă de teama totalitarismelor de orice fel. Am trecut prin totalitarismul comunist, știm ce înseamnă un sistem juridic corupt, știm ce înseamnă blocajul la acest nivel. Evident, mai este pe de altă parte, sau pe aceeași parte a răspunsurilor pozitive, avantajul libertății care ni se oferă. Suntem aici la această emisiune, din pozițiile din care venim fiecare și mi se pare că ăsta este un câștig imens. Fundamentat pe dreptul individului, pe dreptul fiecăruia de a crede, pe dreptul fiecăruia de a se exprima, de a-și exprima propria credință. Întorcând placa, ar mai fi multe de spus pe partea pozitivă, răsturnând argumentul și vorbind despre părțile negative, mi-e teamă că însăși modul în care este astăzi construit discursul despre drepturile omului este unul care riscă să ne împingă într-adevăr spre o nouă ideologie, o ideologie care să fie riscantă și care să devină ea la rândul ei
într-un fel paradoxal, oprimantă. Nu mai am dreptul să cred ceea ce vreau. Pot crede orice, numai să nu spun la nimeni nimic. În ultima parte a intervenției ați pomenit elementul credință, elementul creștinism, Dumnezeu. În fond, acest lucru ne interesează pe noi. În ce măsură intrarea în Europa, pe lângă conotațiile economice, politice, sociale, ne vor afecta din punct de vedere al libertății de exprimare a credinței proprii. Și a spus ceva, ideologia europeană, indiferent că este de factură, postcomunistă, umanistă, cel mai departe, are la bază sau este centrată în jurul drepturilor omului. În felul cum am spune noi creștinii, simplificând, omul este elementul principal, lucrurile se învârt în jurul omului și unde este Dumnezeu în ecuația viitoarei Europe? Sunt de acord cu ceea ce a spus Silviu referitor la drepturile omului. Eu, făcând parte dintr-o minoritate religioasă, mă bucur de protecția care mi-o oferă drepturile omului, dar la același timp nu pot să nu trag un semnal de alarmă cu privire la unele aberații care pot apărea atunci când drepturile omului devin o religie în ea însăși. Este pericolul acesta ca să fie o nouă religie. Și ca să dau câteva exemple, nu voi numi țara, sunt anumite țări în care slujitori al lui Dumnezeu, pastori, preoți, își fac asigurări care costă biserica lor foarte mulți bani, ca nu cumva să fie dați în judecată dacă cumva în vreo predică lezează pe cineva spunând că, de exemplu, homosexualitatea este păcat, a trăi în adulter este păcat, persoana respectivă intră în depresie datorită faptului că păcatul a fost numit păcat pe nume, da. Și apoi pastorul este dat în judecată și se ajunge la aberații sau o altă țară în care vor să interzică să mai bată clopotele întrucât dacă musulmanii nu au dreptul să-și manifeste într-un anumit mod care să tulbure pe alții, de ce ar avea dreptul creștinii? Unde este Dumnezeu în toate astea? Noi știm că modernismul a încercat să înlocuiască vechea fundație cu o nouă fundație și încetul cu încetul Dumnezeu a fost dat la o parte, revelația a fost dată la o parte. Trăim în vremurile postmodernității când aproape că se spune noi nu mai avem nevoie de nicio fundație, fie poate, care poate să creadă ce vrea. Și dacă în perioada aceea care a fi ateu era la modă, Dumnezeu a fost dat la o parte, acum în perioada aceasta postmodernismului, acum fiecare poate să creadă ce vrea. Dar când ajungi să crezi în toate, nu mai crezi de fapt în nimic. Și în Europa cred că suntem în pericol. Dacă Europa a fost leagănul creștinismului într-un fel, cred că Europa în deceniile următoare va trebui să fie evangelizată. Apropo de asta, mulți spun, da, Europa are nevoie de reevangelizare și de reformă. Și unii văd nevoia de evangelizare mai mare în vestul Europei și de reformă mai mare în estul Europei. Cum vedeți asta? Care ar fi nevoia cea mai mare a Europei din acest punct de vedere? Cred că de o reformă este nevoie în mod permanent, pentru că biserica trebuie să refie relevantă în fiecare perioadă a existenței ei, dar ceea ce nu poate fi reformat este baza, revelația care este cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne același, care nu poate fi schimbat. Din păcate, astăzi se încearcă chiar propagarea unui creștinism care să reinterpreteze chiar cuvântul lui Dumnezeu. Dau un exemplu, în Anglia există o mișcare, mișcarea homosexualilor creștini. Este o contradicție de termeni și totuși ea există, care încearcă să interpreteze texte din Scriptură care vorbesc foarte clar cu privire la păcatul trăirii într-o relație homosexuală, încearcă să le reinterpreteze și să spună noi am înțeles greșit, până acum trebuie să înțelegem într-un alt mod. Deci dacă este vorba de o asemenea reformă, spunem nu. Dacă este vorba de o reformă în care biserica nu să se adapteze vremurilor, ci să facă în așa, într-un asemenea mod, încât să poată să comunice cuvântul lui Dumnezeu fără să se retragă într-un ghetto, atunci spunem da, este nevoie de o reformă. Pe dimensiunea relevanței pentru... Da, relevanță, dar fără pierderea credincioșiei față de revelație care este cuvântul lui Dumnezeu.
Apropo de Constituția Europei, lumea creștină din România a fost preocupată de scoaterea din versiunea inițială a Cuvântului Dumnezeu, God și Christian Heritage, moștenire creștină, ca și elemente de bază din preambulul Constituției Europene, fiind înlocuite cu elemente ale rațiunii. Credeți că acest lucru, chiar dacă aparent este o literă scoasă sau înlocuită cu ceva mai mult, acest lucru are o semnificație la termen lung. E important dacă într-o Constituție care ne va guverna pe noi, Dumnezeu este scos și înlocuit cu lucruri legate de rațiune? Sau reflectă asta ce spuneați dumneavoastră, domnul Silviu, omul și Dumnezeu în planul 2? Din nou, răspunsurile sunt împărțite. S-a scurs multă cerneală, s-au investit enorm de multe ore în însăși Parlamentul European, dezbătându-se această problemă a preambulului Constituției. Pe mine mă bucură faptul că s-a discutat atât de mult și că a strânit atât de multe discuții, asta însemnând că mai există speranță că Europa nu este decreștinată în totalitate, ci există o latură destul de solidă în interiorul Europei care cere ca lucrurile să rămână așa cum ar trebui să fie. Din păcate, au câștigat în acest argument cei care au propus soluția liberală, soluția seculară a acestei Constituții, însă aș vrea să vă spun că discutând cu consilierul domnului Romano Prodi pe probleme de religie și de viață spirituală, acest domn ne explica la un moment dat în Bruxelles că, deși au pierdut bătălia aceasta la nivel de literă, în nivel de spirit, spunea, ne invita acest domn să studiem atent Constituția și să observăm că este scrisă într-adevăr în spirit fundamentat pe valorile creștine, în spirit creștin. Deci Constituția în însăși, spiritul ei, în modul în care promovează ceea ce promovează, este fundamentată creștinește, fără ca acest lucru să fie scoase în evidență direct pe hârtie. Eu la chestia asta am și motive să salut această situație, dar am și motive să fiu rezervat și să mă întreb în ce măsură lucrul acesta nu este cumva ceea ce un mare gânditor creștin numea furt de slavă, hoție de slavă, să încercăm să arătăm că în numele rațiunii noi știm să construim o asemenea societate, un asemenea joc social-politic, când de fapt știm cu toții că nu rațiunea ne-a pus aceste fundamente și revin la problematica drepturilor omului, ideologia drepturilor omului nu vine pe fundamente umaniste, ci vine din profunzimea culturii și civilizației europene care este fundamentată în creștinism, în Grecia antică, în creștinism, în legea romană, dar toate acestea puternic influențate de tot ceea ce înseamnă discursul despre legea naturală, care a fost element central în revelația divină și în teologia gândirii occidentale. Deci, este fals să pretindem că rațiunea este cea care ne-a determinat să afirmăm ceea ce afirmăm în Constituție. Valorile acestea, vrem sau nu vrem, le revedem sau nu le observăm sau nu le observăm, ele vin pentru ochiul specialistului în mod cert dintr-o anumită cultură, dintr-o anumită zonă a culturii și anume din tradiția influențată de creștinism. Este în mod cert. Nu se putea să se ajungă la un discurs de acest gen despre valoarea intrinsecă a ființei umane decât fundamentat pe teologia creației, care este o teologie iudeo-creștină. Ori aici mi se pare eșecul, aici mi se pare falimentul acestei Constituții, că s-a lăsat într-un fel furată de aceeași atmosferă, de aceeași stare de entuziasm care a mai caracterizat Europa odată în secolul luminilor, când, dacă vă uitați la ce spunea Kant despre iluminism, veți vedea cât optimism era și cât de mult se credea că omul va face istorie, omul rațional va putea să facă istorie prin el însuși, individul autonom va construi istorie. Această istorie s-a dovedit astăzi a fi un eșec. Secolul 20 ne-a demonstrat-o din plin. Însă, în același timp, există posibilitatea aceasta și cred că ceea ce ne oferă, într-adevăr, spiritul acestei Constituții este libertatea pe care trebuie să o luăm în serios. Și revin la același domn pe care l-am întâlnit în Bruxelles, care ne spunea, dumneavoastră românii și esticii, polonezii, românii în special, ați abdicat mult prea repede și mult prea ușor de la valorile care vă țin. Și vă va părea rău, foarte curând vă va părea rău, pentru că vedeți că deja în Europa există tendințe de întoarcere la valori. Voi care le-ați avut păstrați, ați experimentat din plin toată animalitatea unui regim ateu, în toată furia lui, trebuia să fiți mult mai fermi în a păstra valorile, în a cere, a lupta pentru acele valori, ați cedat mult prea ușor. Asta este un oficial de la Bruxelles, un specialist, care vede imagine, are imagine clară asupra Europei. Și aici cred că, într-adevăr, într-un fel, am cedat ușor. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este faptul că Europa nu învață din istoria chiar foarte recentă. Să nu uităm procesul care a dus la apariția marxismului, a comunismului. Dacă inițial în Europa fiecare persoană considera revelația
deasupra rațiunii, încetul cu încetul s-a ajuns ca revelația să fie coborâtă la nivelul rațiunii și apoi rațiunea deasupra revelației. A avut loc ateizarea Europei, când rațiunea a fost aceea care și nu mai era Dumnezeu care spunea ultimul cuvânt. Ateizarea Europei a dat naștere la ideologia marxistă, experimentul comunist care a fost un dezastru, revoluția bolșevică prin ateizarea intelectualității ruse, un dezastru total. Și mă mir că Europa nu a învățat din ceea ce s-a întâmplat în trecut, când rațiunea a fost ridicată deasupra revelației. Mai ales că asistăm acum la un alt fenomen, pluralismul religios, în care, se spune, nu mai există o singură cale către Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Fiecare religie, inclusiv cele necreștine, sunt căi diferite pentru a ajunge la Dumnezeu, indiferent de numele care îl poartă în diferite religii. Și acesta este un lucru foarte îngrijorător. Sunt umbrele religioase, New Age. Da. De exemplu, e un teolog, pseudo-teolog, John Hick, el propune o revoluție copernicană chiar în teologie. Și spune el, dacă până la Copernic toată lumea credea că totul revoluționează în jurul Pământului și au fost greșiți, cred că și în teologie ar trebui să facem același lucru. Dacă până acum totul se învârtea în jurul lui Iisus Hristos, acum totul trebuie să se învârte în jurul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Buddha, Mahomed, și el propune această revoluție, spunând că și mahomedanismul, și budismul, și creștinismul, și New Age sunt căi diferite pentru a ajunge în vârful muntelui. Ceea ce, din punct de vedere creștin, este de neacceptat, pentru că Domnul Iisus a spus foarte clar: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. O afirmație exclusivistă, s-ar putea spune. Este o afirmație exclusivistă care sună foarte, foarte alarmant în ochii. Ce interesant ce e interesant în jocul acesta politic e că o Constituție ca cea europeană dă dreptul să afirmi că tu cunoști singura cale, ceea ce nu-ți mai permite este să impui lucrul acesta, să nu faci din el o politică. Ați pomenit în intervențiile dumneavoastră anterioare despre câteva cuvinte cheie: umanism, secular, chiar umbrela mai multor religii, New Age. Toate acestea definesc o categorie de direcții spirituale, să nu le zic confesiuni sau religii, cele care l-au pe om în centru, spre deosebire de creștinismul biblic, care l-are pe Dumnezeu. Termenul umanism este un termen complex, un termen care a făcut istorie în gândirea politică și în filozofia politică europeană. Am putea porni de la ideea că vorbim despre un ism, adică despre o ideologie, o ideologie care se ocupă de om, care plasează în centrul atenției ființa umană. Din nou, pe de-o parte, nimic rău în a valorifica ființa umană, creația umană, însă Scriptura ne învață că este coroana întregii creații, ființa umană este coroana întregii creații. Nimic rău în a afirma valoarea intrinsecă a ființei umane, nimic rău în a afirma că omul este un scop în sine și nu este niciodată un mijloc înspre un anumit scop, nu poate fi folosit ca un mijloc înspre un anumit scop. Și aici deja vă citesc din părinții importanța ai umanismului ca și curent de gândire politică, de filozofie politică. Deci nimic rău în toate aceste lucruri. Cineva spunea frumos un lucru: atunci când nevoia rațiunii s-a transformat în suficiența rațiunii, atunci porțile s-au deschis spre orice fel de totalitarisme, s-au deschis larg. Deci una este să înțelegi nevoia rațiunii, nevoia de a valorifica ființa umană, dar când transformi această nevoie într-o suficiență și spui că nu mai ai nevoie de nimic altceva, atunci deja riscăm să deschidem ușile larg oricăror forme de totalitarism. Dacă ar fi să revin la umanism ca element, ca ideologie de gândire politică, este, așa cum spuneam, o doctrină despre politică ce plasează ființa umană în centru. Este interesant de văzut că într-o țară ca a noastră, care se pretinde a fi creștină în proporție de 90 și ceva la sută, peste 95% în orice caz, aparținând denominațiunilor creștine deja validate de stat, legale în statul român, discursul despre umanism este un discurs care are oarecare forță.
Cred că la noi nu se face distinție foarte clară între ce înseamnă umanismul de formă occidentală și umanitate sau ideea de a pune omul pe ca valoare supremă, înlocuindu-l pe Dumnezeu. Deci aici ceea ce trebuie adus în discuție este faptul că umanismul în forma lui de ideologie politică elimină orice fel de altă autoritate. Și aici, Petrică, deja menționa ideea aceasta că rațiunea umană, un anumit gen de rațiune, rațiunea instrumentală, rațiunea aceasta care este folosită de subiectul cunoscător în abordarea obiectelor cunoașterii. Eu, ca subiect rațional, abordez acest pahar și analizez ce se întâmplă în el. Eu sunt, cu rațiunea mea suntem, sau rațiunea mea este, dacă vreți, forul ultim care decide adevărul despre acest pahar cu apă. Evident, pot compara cu alte experiențe, dar rațiunea mea, împreună cu rațiunea colectivă a celor care se ocupă de același domeniu, vom decide ce e adevărat și ce nu e adevărat. Asta este rațiunea instrumentală, rațiunea care, într-un fel, reprezintă realitatea ultimă pentru umanism. Nu există nimic dincolo de ea. Laplace, într-o celebră demonstrație a unei ecuații, când merge la împărat și spune, uitați-vă, am demonstrat această ecuație, este întrebat unde e Dumnezeu în toată ecuația. Spune, nu am nevoie de Dumnezeu în această ecuație. Aceasta este, dacă vreți, răspunsul vis-a-vis de ce înseamnă din perspectivă spirituală creștină la umanism. Umanismul elimină nevoia de revelație, elimină în aparență nevoia de revelație, nevoia de divinitate, înlocuind-o cu rațiunea umană. Ei, tocmai această rațiune instrumentală a fost demonstrată ca fiind un eșec în secolul 20. De ce? Pentru că în numele acestei rațiuni s-au încercat toate experimentele de construcție socială, omul nou al comunismului, eliminarea raselor și cultivarea rasei ariene în nazismul socialist. Toate acestea nu sunt altceva decât exerciții de inginerie socială fundamentate pe această capacitate instrumentală a omului rațional. În numele omului, pentru om, totul a centrat în jurul omului. Vă amintiți, și poate să discutăm în partea a doua, întreaga ideologie marxistă a fost în aparență frumoasă, bună, mulți au căzut în această capcană, crezând că este scos în evidență valoarea ultima omului. Înțelegând că, de fapt, în spatele acestei afirmări însemna altceva, însemna uciderea lui Dumnezeu, însemna eliminarea lui Dumnezeu din istorie, însemna scoaterea lui în afară. Și asta, consecințele le-am văzut. Foarte interesantă observația care o face Mircea Eliade în cartea sa Imagini și simboluri. Cu privire la faptul că lumea secolului 20 a fost fascinată de două lucruri, de creștinism și comunism. Și observația lui este că amândouă vin cu o soteriologie, adică o doctrină a mântuirii. Creștinismul ne oferă o doctrină a mântuirii. Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În istoria omului a avut loc un cataclism, căderea în păcat. Omul are nevoie să fie mântuit, să fie salvat din starea în care se găsește. Dumnezeu intervine, trimițându-L pe Fiul Său, Iisus Hristos, care moare pe cruce, își varsă sângele pentru ca omul să aibă păcatele iertate și să poată fi mântuit, să primească în dar iertarea încă aici pe pământ, să poată intra în comunitatea celor mântuiți, care este biserica, și să moștenească viața veșnică. Și comunismul este o soteriologie, dar o soteriologie care oferă o mântuire socială, aici și acum, dar nimic dincolo. Dacă ar fi să mergem mai departe comparând cele două soteriologii, cea marxistă, comunistă, cu cea creștină, așa cum spunea și Silviu, dacă creștinismul are pe Dumnezeu la centru, dar vreau să specific, asta nu înseamnă că omul este marginalizat. Da, Dumnezeu este la centru, El este autoritatea supremă, dar omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Din iubire față de om, Dumnezeu îl trimite pe singurul său fiu. Deci omul departe de a fi marginalizat și considerat un nimic. În marxism, în comunism, omul este la centru, dar cu prețul eliminării totale a lui Dumnezeu. Și asta este mirarea mea și bănuiesc că și a ta, cum de Europa nu a învățat din experimentele trecute care au dus la dezastru și continuă pe aceeași linie. Într-un fel ați asociat, poate pentru unii surprinzător, ideea de umanism cu ideea de materialism dialectic, ziceți cum vreți, marxism-leninism, de sorginte comunistă, având ca element comun, și aș trage o mică concluzie la acest punct al discuției noastre, aceea că Dumnezeu este scos din ecuație și pe primul loc
ca element de raportare completă, totală, este omul. Da, proiectul a fost un proiect grandios. Egalitate, fraternitate, eliminarea sărăciei, eliminarea exploatării, libertate, exact valorile care le afirmă și Biblia, care le afirmă și Revelația. Dar greșeala fundamentală a fost eliminarea totală a lui Dumnezeu. Dacă am luat pilda Domnului Iisus cu cele două case, una zidită pe stâncă și alta pe nisip, două case asemănătoare, dar una care are o fundație solidă, cuvântul lui Dumnezeu, iar cealaltă care este zidită pe nisip. Proiectul umanisto-marxist-comunist, un proiect grandios, dar zidit pe nisip. Și istoria a dovedit că acest lucru a fost adevărat. Ați putea spune că doctrina comunistă este în fond o ideologie, o religie chiar, sau trebuie să punem în ghilimele? Este o religie, pentru că oferă o soteriologie, așa cum a spus, o mântuire socială. Dar aici și acum și atât. Înainte de a trece la ultima parte a discuției, aș vrea să vă propun o secvență dintr-un reportaj pe care l-am realizat împreună cu echipa noastră numai cu câteva luni de zile la un muzeu, Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistențe de la Sighetul Marmației. Îi încurajez pe cei care nu vreau să-l viziteze. După care o să revin pentru câteva comentarii. Atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate să fie o formă de justiție. Acesta este motoul memorialului de la Sighet, care a rămas peste ani o mărturie a durerii. Aici au fost adunate umbre ale unei istorii nedrepte de suferință și împotrivire. Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței a fost înființat ca rod al ideii pe care au avut-o în 1992 reprezentanții ai Academiei Civice. Memorialul se află din 1995 sub egida Consiliului Europei, care în 1998 l-a așezat alături de Memorialul de la Auschwitz și Memorialul Păcii din Normandia, printre principalele locuri de păstrare a memoriei continentului. Memorialul de la Sighet este format din Muzeu și Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului. Muzeul este de fapt închisoarea, care a devenit după 1945 unitate de muncă specială. În primăvara anului 1950 au fost aduși la Sighet 100 de demnitari, iar în toamna aceluiași an 50 de episcopi și preoți au fost închiși de regimul comunist. În 1955, la grațiere, 52 dintre cei 200 de deținuți muriseră, iar cei care mai trăiau au rămas cu serioase suferințe fizice și psihice, cu urme pe care nici măcar timpul nu le-a mai putut șterge. De ce? Pentru că nu și-au îngustat ideile sau crezul astfel încât să se potrivească șablonului comunist. Sighetul nu a fost singurul loc de revărsare a apăsării comunisto-sovietice. Cenzura și persecuția cultural-religioasă devenea cu fiecare zi un fenomen de amploare. Între 1977 și 1989, doar în București au fost demolate 20 de biserici. Peste 8.000 de titluri necorespunzătoare ideologiei partidului au dispărut din librării și biblioteci. În ianuarie 1945, peste 75.000 de germani, cetățeni români, au fost deportați în Uniunea Sovietică, iar în iunie 1951, aproximativ 45.000 de persoane de diferite etnii au fost deportați în Bărăgan. Mulți intelectuali valoroși au rămas singuri cu ideile lor într-un colț de celulă. Au existat slujitori ai lui Dumnezeu, cărora li s-a luat tot, dar nu și credința. Nicolae Moldoveanu, scriitor și compozitor de muzică religioasă, a fost unul dintre ei. La mine când a ajuns, când mi-a judecat pe fiecare, îmi spune, zice, noi nu suntem împotriva artei, dar suntem împotriva propagandei religioase pe care a făcut-o prin artă, pe care am făcut-o eu prin cântări. Ai compus psalmi și cântări și ai făcut propagandă prin ele. Și asta a fost crima mea de uneltire. Articolul în care am fost încadrați toți era crimă de uneltire împotriva ordinii sociale. Un articol grav, codul penal, articolul 209. Și de la 3 la 25 de ani era pedeapsa. M-a pus la 25 de ani. Dar după ce ne-au judecat, așa, mi-a dat 12 ani muncă silnică.
Așa am intrat în închisoare la Gherla. Ne pedepsea în închisoare. Ne puneam în celulă, ne punea cu burta pe ciment, era iarnă. Aveam pantaloni scurți, așa ne-au dat. Pe ciment rece, nu era foc în celulă. Apoi ne-a dus în Delta, vreo 2 ani, acolo, că nu mai încăpea în Gherla, erau 10.000 de oameni închiși pentru diferite probleme. În Gherla nu erau politici decât cei care au vorbit de rău regimul și așa, sau religioși. Politicii, țărăniștii, liberali, erau la Siget, la Râmnicu Sărat, la Aiud, legionari erau la Aiud. Plină țara de închisori era atunci. Memorialul de la Sighet este un loc de confruntare a individului cu o realitate relativ recentă, ale cărei ecouri nu s-au stins încă. Existau atunci câteva idei, principii generale de guvernare, transmise de la centru prin directive. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete. Politica față de mica gospodărie urmează acest curs pentru a face gospodăria țărănească nerentabilă. După aceea trebuie începută colectivizarea. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată încât să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. Este necesar să fie puse sub observație tipografiile, arhivele bisericești, conținutul predicilor, cântărilor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare. Din școlile elementare, dar mai ales din licee și facultăți, trebuie înlăturați profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie înlocuite de oameni numiți de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Atenție ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Să se prelucreze acei opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa numite întâmplări neprevăzute sau închiși sub acuzații de crimă de drept comun. Cei care lucrează în diferite funcții trebuie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională sau necalificați. Vremurile s-au schimbat și aceste principii zac în temnița trecutului. Sau nu? Cât de departe sau cât de aproape suntem noi de acest întuneric abia apus? Prin aceste lucruri vedem că face parte din planul de lucru al ideologiei comuniste, distrugerea și atacul fățis la adresa a tot ceea ce înseamnă valori creștine. În fond, întrebarea mea după ce acest material, de ce erau și sunt atât de înverșunați comuniștii împotriva creștinilor? Răspunsul este relativ simplu, la fel cum întregul construct marxist a fost unul simplu, și anume faptul că, din perspectiva lui Marx, religia era blocajul cel mai puternic posibil, dușmanul numărul unu cel mai puternic posibil al luptei de clasă. Dacă vă amintiți din perspectiva lui Marx, care ați trecut pe acolo prin instruirea marxistă, dacă din perspectiva lui Marx societatea putea să ajungă la nivelul dorit, la nivelul acela de egalitate totală, numai în urma luptei de clasă. Lupta de clasă era mijlocul de a dobândi această egalitate, lupta de clasă dintre oprimați și cei care oprimau. Era motorul, mecanismul. Era motorul, mecanismul. Era o luptă perpetuă care trebuia să elibereze pe cei oprimați, să-i ajute să-și poată prelua în mâinile lor mijloacele de producție. Ați văzut acolo cum se menționează clar că trebuie numiți muncitori în toate punctele cheie. Ei vor deveni stăpânii mijloacele de producție și astfel, fiind stăpânii mijloacele de producție, vor putea să distribuie în mod egal datorită faptului că vor crea un om nou, omul acela de tip comunist. Ei, pentru Marx, religia era tocmai drogul cel mai puternic pe care putea să-l ia ființa umană, în special clasa condusă, clasa subjugată, care să-i anihileze orice fel, să-i amputeze orice fel de tendință, tentație, de răzvrătire, de ridicare la luptă de clasă. E celebră sintagma religia opiumul popoarelor. Era opium în sensul acela în care luai un drog ca să te liniștești și ți se vindea o iluzie că vei obține o societate mai bună undeva în viitor, în eternitate și nu în viitorul imediat, în istorie.
Tot Marx mai spunea la un moment dat că religia este soarele iluzoriu al ființei umane atâta timp cât ființa umană nu știe să se descopere pe sine însuși. Zicea, soarele iluzoriu în jurul căruia se rotește ființa umană atunci când nu știe să se rotească în jurul propriei sale persoane. Cuvinte profetice, în ghilimele, spus din perspectiva lui Marx. Marxismul tocmai asta vrea să creeze o ideologie care să aibă omul în centru, omul nou în centru. Un om din nou despre care, asupra căruia perspectiva era una totalmente materialistă. Evident, eliminând orice fel de element spiritual din ecuație, omul rămăsese un produs al materiei, superior organizat, însă materie pură. Aici un alt ideolog al leninismului vine și ne spune că nu este nicio diferență între un copac și un om, la fel cum sămânța copacului este plantată, copacul crește, dă roade și moare, la fel este cu ființa umană care, a cărei sămânță este plantată, crește, dă roade și moare, atâta doar că forma de organizare este superioară. Iată o perspectivă flagrant materialistă asupra individualității umane și ceea ce spunea el mai în continuare era că dacă un copac îl poți altoi și îl poți face să aducă roade bune, la fel ființa umană poate fi altoită și făcută să aducă roade bune. Dacă nu poate, îl ajutăm, dacă nu vrea, îl obligăm. Este acea inginerie socială de care vorbeam și la început. Revenind, de ce religia este dușman? Din simplu motiv că era într-adevăr, din perspectiva ideologiei marxiste, pericolul numărul unu care putea să elimine, să amputeze orice fel de dorință, de pornire înspre lupta de clasă. De aceea, după cum ați văzut, toate religiile creștine au fost prinse în colimator. În suferința marxistă, în tăvălugul marxist, au fost prinși responsabili și conducători, lideri, practicanți, religioși ai tuturor cultelor religioase. Exact. Și aici cred că nimeni nu poate să preia un fel avantaj față de ceilalți. Mi se pare că toți au suferit la fel. Ați văzut, politica a fost îndreptată spre toate cultele religioase, de infiltrare cu agenți, cu oameni care nu aveau absolut nimic în comun cu religia. Să nu uităm că inițial Marx a avut aversiune față de creștinism doar la nivel filozofic. Urmașii lui au mers mult mai departe pentru că filozofia lui aici conducea. Cum puteai să-i faci pe oameni să asculte de ordinele și de indicațiile partidului unic, să asculte orbește, decât eliminându-l pe Dumnezeu? Un creștin, în momentul în care este pus în fața unei decizii, analizează și vede dacă este împotriva ceea ce spune Dumnezeu în revelație, voi asculta de Dumnezeu. Dacă nu este împotrivă, este ok, voi asculta. Vă dați seama că cel mai mare pericol erau creștinii care cu adevărat ascultau de Dumnezeu și normal că trebuia eliminată credința. Acum, în legătură cu libertatea, și este o concepție, sunt concepții radical opuse cu privire la libertate. Dacă în creștinism afirmă libertatea omului, omul a fost creat ca o ființă liberă, dar libertatea adevărată o găsim doar atunci când trăim în ascultare de Dumnezeu, când trăim sub umbrela ascultării de Dumnezeu. Așa am fost noi creați. Când ieșim în afară din raza acțiunii lui Dumnezeu, nu mai suntem liberi, devenim robi ai păcatului, spune Biblia. Și Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În comunism, a fi liber înseamnă a fi autonom, independent și mai ales față de Dumnezeu. Dar, de fapt, libertatea care ei o propovăduiau a ajuns să fie o robie și mai mare. Știți întâmplarea când la o ședință de îndoctrinare a venit cel care trebuia să-i convingă să intre în colectiv și le spunea: când vom fi liberi, când veți fi liberi și comunismul va stăpâni, atunci toți veți putea fuma trabuc ca și fostul grof, la care unul a spus: dar eu nu fumez, nu vreau să fumez. Taci din gură. Altul: dar mie îmi plac mărășeștile. Taci din gură. Când vom fi în comunism, veți putea merge toți cu Volga, cu Mercedes, dar mie îmi place cu bicicleta. Taci din gură, mai. Și așa, rând, fiecare a fost redus la tăcere, la care ideologul n-a mai putut și a spus: mai ascultați aici. Când vom fi liberi, atunci va trebui toți să ascultați de ceea ce spunem noi. Marxismul spune că marxist-leninismul spune că libertatea este necesitatea înțeleasă. Deci ideea asta cu tocmai prin asta justificau importanța supunerii față de directivele de partid.
trebuie să înțelegi că e necesar acum pentru acea lume care urma să vină. Vă amintiți că sintagma era și înaintare spre comunism, era crearea societății socialiste multilaterale dezvoltate și înaintare spre comunism. Este o chestie ascendentă așa care urma să aducă într-adevăr acea libertate în care făceai absolut tot ce vrei. Asta era, dacă vreți, momeala cel morcov din fața nasului. Și noi suntem generația de sacrificiu. Generația de sacrificiu, ați auzit-o cu toții, am auzit-o cu toții. Asta ne ducea, trebuia să înțelegem necesitatea, asta înseamnă libertate și atunci când am înțeles o vom conduce la libertatea autonomă în care omul face tot ce vrea. Pentru cei care ne ascultă, de-abia acum facem discuție despre cele ce au fost în trecut înainte de 89 și facem referire la generația de sacrificiu de acum. Dar din păcate am moștenit aceeași concepție despre libertate. A fi liber înseamnă să faci tot ce vrei. Și uitați ce se întâmplă. Vreau să vă provoc cu un gând scurt. Spuneați de marxism la început de discuție că a avut și părțile lui bune. A propus și aici fac apel la o nostalgie legată de moralitate și de bunele vremuri bune când nu era atâta mizerie morală în România. Cum vedeți marxism vis-a-vis de moralitate? Putem vorbi de moralitate în afara creștinismului? Are și marxismul niște valori morale? Eu n-aș spune că moralitatea era înaltă în perioada marxistă. Mulți trăiesc cu nostalgia vremurilor trecute când spun era mai bine, nu era atâta mizerie morală. Era, e adevărat, nu eram așa bombardați cu elemente expuși, care din perspectiva probabil creștină sunt elemente imorale. Dar care sunt de fapt apanajul libertății individului, libertății totale. Și din perspectivă creștină, Dumnezeu a creat ființa umană cu libertate, i-a dat în esența sa posibilitatea libertății, posibilitatea alegerii. Una este să spui că nu au existat opțiunile pe care le avem acum și aceste opțiuni incluzând o paletă extrem de largă de imoralitate și alta este să spui că țara era mai morală. Eu cred că moralitatea aceea impusă cu forța s-a dovedit a fi un eșec. Nu a mers, nu am creat oamenii care trebuia să fie creați. Dacă moralitatea marxistă era o moralitate bună, astăzi am fi avut țările foste comuniste, ar fi fost vârfurile în moralitate, în etică. Ori noi suntem exact la polul opus. Mi-e face impresia că moralitatea marxistă nu are în ea, în esență, e absolut nimic bun. Deși la fațadă este văruit frumos, ca să revin la, să mă duc înspre scriptură. Însă cred că marxismul a fost un mormânt văruit frumos. Pentru că în interior a clocit. Ați văzut pe ce fundamente s-a construit totul? Pe fals, pe mizerie, pe delațiune, pe manipulare, pe forță, pe luptă. Nimic ce se construiește pe asemenea elemente nu poate să genereze ceva coerent moral. Nu poate. Oricât de mult ar părea că este coerent moral. Și am persoane chiar în casă, oameni care au crezut la un anumit moment în valoarea morală a marxismului și au fost puternic și amarnic înșelați. Un edificiu construit pe nisip. Într-adevăr, noi știm creștinii că lucrurile, inclusiv ideologiile, au două surse de inspirație. Sursa divină de la Dumnezeu, văzut ca Sfântă Treime, și de la celul, de la Satan, sursă demonică. Dacă creștinismul biblic este de inspirație divină, dumnezeiască, putem spune că ideologia marxistă este de inspirație de cealaltă parte? Sau este și o a treia sursă de influență? Bine, haideți să ne gândim la păcatul luciferic. Ce a încercat Satan să facă? Să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. Să se ridice deasupra autorității lui Dumnezeu. Același lucru l-a încercat și ideologia marxistă, comunistă, umanistă. Să înlăture pe Dumnezeu. Omul era la centru, dar nu numai că era omul la centru, omul era la centru și Dumnezeu nu mai era. Pentru că și creștinismul... Și nu numai că nu era, dar trebuia eliminat. Trebuia eliminat în mod sistematic, în luptă. Trebuia eliminat în mod sistematic. Asta nu înseamnă că creștinismul, în ce privește omul, este la celălalt pol. Nu, și în creștinism omul este central. Atât de important este omul, încât Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea omului. Aici mi se pare paradoxul. Omul în supunere față de Dumnezeu. Atunci omul este împlinit când este gata să fie robul lui Iisus Hristos. Și aici este paradoxul. Vrei să fii liber, să fii robul lui Iisus Hristos. În marxism, libertatea înseamnă autonomie totală față de Dumnezeu, negarea existenței lui Dumnezeu. Asta vreau să scot în evidență. Creștinismul este o religie paradoxală, o religie a paradoxurilor. Însuși faptul că împlinirea totală se realizează a ființei umane, acea individuație, dacă vreți, în termeni psihologici, a realizare plenară a ființei umane, se realizează atunci când renunți la tine însuți, când ești liber, când ești gata să, de bună voie, să lași propria ta identitate să fie controlată, înlocuită chiar, ăsta e termenul dur al lui Pavel,
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici mi se pare că este fascinația creștinismului. Și o religie care își cunoaște, care forțează omul să-și cunoască limitele pentru că astfel se poate să fie împlinit plenar. Și referitor la umanitate și umanism, da? Umanismul este ceva total diferit de umanitate. Noi, Dumnezeu afirmă umanitatea atât de mult încât Fiul Său, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, în istorie s-a făcut om și a asumat o natură umană. Prin înălțarea Fiului lui Dumnezeu la cer, acolo nu s-a înălțat o persoană care a lăsat umanitatea jos pe pământ. Cel care este la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este Dumnezeu 100% și om 100%. Și Biblia în Apocalipsa promite că cei care vor birui până la capăt și vor rămâne credincioși, vor domni împreună cu Iisus Hristos pe scaunul de domnie. E fantastic, umanitatea ridicată în cer împreună cu Dumnezeu. Am două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Silviu Rogopete, și pentru dumneavoastră, domnule Petrică Bulica. Știu că aveți o pasiune pentru a investi în tânăra generație și vă doriți mult ca cei pe care, în care vă investiți, ca și profesor la universitate, să ajungă și să fie voce în această națiune. Cum ați sintetiza gândurile și ideile pe care vreți să le transmiteți tinerei generații, pe care vreți să o vedeți undeva acolo sus, în poziții cheie și de mare binecuvântare pentru această națiune? Probabil, ca să fiu foarte scurt, aș spune doar câteva cuvinte: excelență și absența oricărei forme de compromis. Cred că este fundamental într-o țară, într-o Europa care cultivă mediocritatea, care cultivă lucrurile ușor făcute și lucrurile cât mai ieftine, omul adevărat, creștinul adevărat cu atât mai mult, să cultive excelența în ceea ce face și în același timp să fie puternic opozant al oricărei forme de compromis. Ori pentru aceasta convingerea mea este că avem nevoie cu toții de resurse mai puternice de noi înșine. Trebuie să ne înrădăcinăm în valori care trec dincolo de noi înșine. Am văzut că fundamentând aceleași, căutând aceleași valori și fundamentându-le în ființa umană, în rațiunea sa, am eșuat. Cred că este momentul, este timpul să ne reîntoarcem la valorile fundamentale, la valorile creștine. Suntem o țară care am experimentat cu sânge acest experiment marxist-ateist. Afirmăm credința noastră în Dumnezeu, haideți să luăm această credință în Dumnezeu la modul cel mai serios posibil. Departe de mine de a etala un soi de, sau de a promova un soi de luptă creștină în care creștinii să vină și să lovească în cei care nu sunt creștini, din contră, creștinul, valorile creștine sunt cele ale vulnerabilității, ale slujirii, ale dăruirii, dar în același timp ale excelenței, ale promovării dreptății, adevărului, binelui. Toate lucrurile acestea trebuie să caracterizeze omul politic de mâine, intelectualul de mâine, oamenii din țara aceasta, dacă vrem să avem un viitor. Credeți cu putere că România va putea fi odată condusă de o echipă de oameni cu frică de Dumnezeu, prin care va Dumnezeu să fie implementată în toate domeniile societății? Vedeți, postmodernitatea ne oferă șansa aceasta de a ne trăi propria poveste a vieții în mod plin de adevăr, genuin, într-un mod curat. Cred că asta este șansa pe care toți trebuie să ne luăm, să ne asumăm. Modernitatea din timpurile marxismului nu ne permite așa ceva. Puteai fi religios, dar doar la tine acasă. Astăzi ne putem asuma această religiozitate cu orice preț. Și cred că omul de astăzi tocmai asta caută. Cred în revenirea întrebarea noastră, cred în posibilitatea ca oamenii să-și trăiască cu adevărat plenar propriile lor credințe. Și dacă nu aș crede în treaba asta, probabil că aș face cu totul altceva la ora asta. Ați vorbit mult despre comunism comparat ca valoare cu creștinismul, cu valorile creștine. Așa, ca slujitor al Dumnezeu într-o biserică în care se predică cuvântul Dumnezeu, probabil că îi învățați pe slujitori să ierte. Și Dumnezeu ne iartă dacă ne mărturisim păcatele și nu numai că iartă, Biblia ne spune că El chiar șterge păcatele noastre. Cum să ne raportăm la comunism, la sistemul comunist, la oameni din structura comunistă care ne-au greșit în trecut? Noi, ca și creștini, poate trebuie să iertăm. Putem să și uităm, uitând, riscăm? Iertarea care o oferă Dumnezeu este necondiționată. Dar în același timp să nu uităm întâlnirea dintre Domnul Iisus și femeia păcătoasă, când la despărțire Domnul Iisus îi spune: du-te și să nu mai păcătuiești. Eu cred că există posibilitatea ca un om să fie iertat pentru trecutul lui.
dar cred că... Ca individ, vă referiți la individ. Ca și individ. Dar în același timp, noi ca și națiune. Nu cred că este bine pentru generațiile următoare să lăsăm ca praful uitării să acopere ceea ce s-a întâmplat și efectele unei ideologii greșite. Pentru că altfel vom fi vinovați față de generațiile următoare când vor fi ispitiți, poate că în viitor, sătui de economia de piață, să spună, hai să ne întoarcem că am auzit de la bunicul meu că era mai bine atunci. Cred că aceste lucruri trebuie să fie făcute foarte clare și observ, țările vestice, anglosaxon, America, Anglia, nu uită, încă acum, de exemplu, în fiecare an, cei care încă mai sunt în viață din al doilea război mondial se întâlnesc, se îmbracă în uniforme și evocă ororile celui de al doilea război mondial. Cred că lucrurile astea nu pot fi uitate. Păcătosul trebuie iertat, dar păcatul cred că nu putem să-l uităm. Dar păcătosul noi putem să-l iertăm, dar în ce privește reabilitarea lui cu condiția Domnului Iisus. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vreau să vă citesc ceva ce am descoperit pregătindu-mă pentru această emisiune. Sergiu Grosu, publicist și creștin de valoare al Națiunii Române, spunea într-un articol publicat anul trecut: de la întoarcerea mea în țară n-am încetat să-mi aplec privirile sufletului și ale minții asupra situației politice, sociale, culturale și bisericești din România post-ceaușistă, care din nefericire n-a reușit să se ridice din țărâna și cenușa strivirii pe care i-au lăsat-o jumătate de veac trăită sub blestemul totalitarismului comunist. Aș vrea să iau în discuție bilanțul duhovnicesc pe care îl face Apostolul Pavel, adresându-se ucenicului mult iubit Timotei. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. 2 Timotei 4:7. Bilanțul acesta, spune Sergiu Groșu, reprezintă însuși sensul adevărat al adevăratei trăiri creștine în întreita sa realizare: luptă, alergare, credință. De aceea se impune cu tot din adinsul, și citesc acest lucru ca o provocare pentru cei care ne ascultă, de aceea se impune cu tot din adinsul să ne întrebăm fiecare, verificându-se întortocheatele cotloane ale interiorității noastre dubioase, ce am făcut în cele 365 de zile ale anului. Și această întrebare ar trebui să-și o pună și președintele statului, și primul ministru, și șefii de partid care se pretind democrați, creștini, precum și orice alt vârf al culturii românești. Ce am făcut pentru România? Am luptat suficient, lupta cea bună, și a sărit direct la finalul articolului său. Ceea ce lipsește țării noastre în acest an, spune Sergiu Grosu în 2003, este imperativul unei noi revoluții, care este revoluția creștină preconizată de Evanghelie. Revoluția lăuntrică a noirii, de care ați vorbit în această emisiune, a conversiunii, a învierii omului, a schimbării individuale ca arvună a viitoarei schimbări sociale. Fără această răsunare a structurilor interioare în Dumnezeu și pentru Dumnezeu, reforma societății românești nu este posibilă. Dacă ați vrea să adăugați ceva pentru întregirea subiectelor discutate în această zi. E greu să mai adaug ceva la Sergiu Grosu, deci concluzia pe care ați ales-o este una, cred eu, cum nu se putea mai bună. Aș spune doar că, la fel ca autorul citat, consider că revoluția adevărată se înfăptuiește în spirit, se înfăptuiește în interiorul ființei umane, atâta timp cât nu suntem dispuși să ne curățim propriile noastre personalități, propriile noastre individualități, de tot ceea ce înseamnă această mică putere pe care avem cu toții noi. Michel Foucault spunea lucrul acesta, că cu toții avem putere, dorință de putere în noi. Atât timp cât această putere nu știm să o punem în sub autoritatea divinității, cred că lucrurile vor merge în continuare rău. Un îndemn de două fraze pentru creștinii care v-au ascultat. Da. Să nu uităm că trăim în perioada de har între prima venire și a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și întrebarea care ne-o pune Biblia este: ce fel de oameni ar trebui să fim noi, știind că Iisus Hristos se va întoarce? El ne-a oferit posibilitatea de a ne crede în El, ne-a oferit posibilitatea salvării, a iertării păcatelor și mai mult decât atât a unei vieți veșnice împreună cu El. Noi putem să disprețuim ceea ce El a făcut sau putem să alegem, ca oameni liberi, să ne încredem în Hristos și să trăim în conformitate cu învățătura Lui. Și îndemnul meu este să trăim după preceptele pe care ni le-a lăsat Iisus Hristos.
Dragi telespectatori, am înțeles în această emisiune că există un război deschis ideologic între două concepții despre lume. Pe de o parte este concepția creștină despre lume, pe de altă parte este concepția umanistă despre lume, divizată în trei ramuri ușor de definit pe care le-am discutat împreună cu invitații noștri: umanismul secular, marxism-leninismul sau comunismul, umanismul cosmic, umbrela New Age, cum îi spuneam. Deși acestea din urmă nu sunt de acord între ele în toate detaliile, există un punct comun în care sunt unanime în idei: opoziția completă și totală față de creștinismul biblic. Prin această emisiune am vrut să vă aducem argumente dumneavoastră, telespectatorilor, pentru o responsabilizare a dumneavoastră, a generației actuale, față de cea de mâine. Este importantă bunăstarea noastră materială, este importantă poziția socială, stabilitatea economică a țării, dar infinit mai de preț este libertatea de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de lideri în fruntea acestei țări și domnul Silviu Rogobete ne-a argumentat acest lucru, lideri care să ne garanteze libertatea de a rosti simplu și clar ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze!